Că Partidul Conservator a rămas în Dâmbovița fără președinte, am vorbit la precedentele emisiuni informative, că demisia lui Gheorghe Zotic ar putea purta amprenta neprietenilor săi de la PSD, am vorbit, ce ar putea determina pe PSD-iști să se implice în treburile interne ale altei formațiuni politice, este foarte simplu de ghicit. Stan și ceilalți PSD-iști nu s-au putut împăca cu ideea că nu vor avea candidat la viitoarele alegeri locale de la Târgoviște și au acționat în consecință, au susurat vorbe grele în urechile voi cu lesciene până când au scăpat de Zotic. De acum înainte, au calea deschisă pentru intrarea în cursa electorală fără balastul numit PNL sau PC. O știe și vicepreședintele PDL Dâmbovița, Marin Antonescu. Nu exclud o influență puternică în județul Dâmbovița, care dă posibilitatea PSD-ului să aibă un candidat propriu prin această alianță. Va dă posibilitatea PSD-ului să aibă un candidat propriu ca partid. Nu-l oprește nimeni. Nici măcar prevederile protocolului. Dacă ei vor să impună un candidat, PSD-ul poate să treacă peste și să-și numească un candidat.